Da, doctor, s-a schimbat sezonul, a început toamna. Spuneți-ne, apropo de alergii, cu ce probleme vin copiii la dumneavoastră în cabinet? Încă suntem în sezon de ambrozie până la sfârșitul lunii octombrie. Pacienții noștri care sunt sensibilizați la bolenul de ambrozie încă au nevoie de tratament pentru rinita alergică sau astmul alergic. Pe măsură ce vine vremea rece, din păcate se adaugă și factorii de climă cu umiditate și temperatură scăzută, care predispune copilul și la infecții acute respiratorii. Iar faptul că a început școala și copiii au intrat în colectivitate sau la grădiniță le aduce o expunere suplimentară la bacterii care pot să le dea infecții respiratorii și peste factorul alergizant este încă un factor de risc suplimentar. Poate un părinte să-și dea seama dacă sunt simptome de alergie sau de răceală la copil? Da, de regulă, pentru că de obicei răcelile, depinde dacă sunt virale, nu au întotdeauna febră ridicată, însă de obicei răcelile la copii, în afară de manifestările rinoconjunctivale, asociază și temperatură sau stare generală modificată, iar în alergii, simptomatic, avem în special rinorea apoasă cu prurit oculonazal, care nu se regăsesc în răcelile obișnuite. Spuneți-ne dacă micuțul care intră la dumneavoastră în cabinet și are anumite alergii va deveni adultul alergic. Din fericire, nu întotdeauna avem și posibilitatea de a face imunoterapie. În plus, mulți copii au alergii alimentare pe care reușesc să le depășească odată cu înaintarea în vârstă. Iar din fericire, dintre copiii astmatici, reușesc să se vindece poate mai mult de 50% dintre ei. Depinde foarte mult dacă e și componenta alergică sau nu și de tratamentul pe care îl urmăm și riscurile familiale. Mulțumesc! Plăcere!